de a fi suportul unei viitoare cărți despre Mihail Bejan. Dragă Oli, mulțumire încă o dată. Și despre Lugoj, înainte de a-l asculta pe domnul Ardelean, din cartea Mihail Bejan despre Lugoj, un capitol scurt, Impresiuni de la Lugoj. Vine un călător la o întâlnire religioasă la Lugoj. Trenul sosi la 9:30 seara. Gentila atențiune a comitetului aranjor m-a așteptat la gară pentru a mă conduce la locul dorit. Intrarea în oraș face bună impresiune. Străzi luminate bine, casele noi și înnoite. Pavajul de asfalt ne indică conturul unui oraș modern. Și cu cât înaintăm mai înăuntrul, cu atâta ni se mărește mulțumirea. Despre Lugoj. Timp de 50 de ani, de când am fost, timp de 15 ani, de când am fost ultima oară aici, orașul acesta a făcut mare progres. S-au zidit o mulțime de case noi, înalte și monumentale, care dau întregului o înfățișare impunătoare. Sosim la podul de fier peste Timiș, care desparte Lugojul în două. Partea germano-maghiară de la gară și până aici și partea românească ce începe dincolo de Timiș. Un punct interesant acesta care oferă o priveliște pitorească. Lugojul la 1903. Domnule Ardelean, mă ascultă. Cred că suntem deja destul de plictisit. Nu, nu. Despre ce să vă vorbesc? S-au uit atât despre Mihail Bejan, încât e aproape superflu să vă mai spun și altele. Oricum sunt un mesager al lui Mihail Bejan, pentru că vin din Vihor. Mihail Bejan s-a născut într-o localitate de lângă orașul Salon, dar apoi tatăl lui, preot ortodox, a slujit în satul Sârbi, cam la 30 km de oraș. Dacă tot amint, haideți să vă spun ceva despre secolul lui Mihail Bejan, pornind de la premisa că Mihail Bejan, așa cum spun în studiul introductiv, a fost omul epocii sale. Putem spune asta, putem spune formal, o putem spune și cu argument. Secolul 19 este un secol fascinant, vreau să vă spun, și în același timp truculent, un secol care a dat mai departe secolului 20 lucruri îngrozitoare care s-au consumat, de exemplu, în forma celor două războaie mondiale. Dar iarăși am fost la un pas de... Am călcat, cum să spun, pe muche de cuțit, încercând să spunem dacă Mihail Bejan a fost sau nu un bun român, câte vreme el a slujat credință statului maghiar. E o dilemă, e un paradox, sigur, poate fi așa doar dacă gândim din ziua de azi. Dar pentru a înțelege istoria, trebuie să ai capacitatea să mergi acolo ca să te abții să judeci cu instrumentele de azi, când lucrurile s-au consumat. E foarte simplu pentru noi acum să dăm verdicte când lucrurile s-au consumat deja. O să vă surprinde probabil dacă voi spune sau să nu o să vreți să acceptați. Cu o lună înainte de Marea Unire, elitele românești din Transilvania nu mizau pe Marea Unire. Ok. Și atunci, hai să vorbim despre secolul lui Mihail Bejan. Se naște la 1838. Secolul 19 care vine după acea îngrozitoare revoluție franceză. Pentru mine este un event îngrozitor. 1789, 92, 93. Fie și mai dacă mă gândesc la războiul din Vandea, când practic a fost primul genocid din istorie, cred. Deci, secolul 19 se naște traumatic. Apoi vine 1848, care încearcă să reechilibreze lucrurile, să miște o Europa din inerție într-o manieră mai puțin violentă decât s-a întâmplat la 1789. În această ambianță se naște Mihail Bejan, român,
în Imperiul Habsburgic, pe 1867, Imperiul Bicefal, Austro-Ungar. Ce avea de făcut ca fiu de preot? Să facă școală în limba maghiară, îl găsim la liceu premonstratez din Oradea, unde a fost coleg cu Iosif Vulcan, apoi la Academia de Drept din Budapesta. Și trebuia să decide, firește. Nu a fost ușor. Și decizia aceasta, am scris foarte multe studii despre Iosif Vulcan, încercând să văd de ce Iosif Vulcan a ales calea grea. Putea face carieră strălucită, domnule director, în Austro-Ungaria, mizând pe limba maghiară, pe cultura maghiară, deci cunoștea foarte bine și construindu-și o carieră. A ales partea cea mai grea. Vine dintr-o familie, mă rog, tatăl său fiind preot greu-catolic. Apropo, iată un fiu de preot greu-catolic, Iosif Vulcan, născut cu 2 ani și jumătate după Mihail Bejan și Mihail Bejan, fiul unui preot ortodox. Se vor întâlni, să nu vă imaginați că lucrurile sunt cam povești. Nu sunt cam povești. Nu a fost vorba despre Castor și Pollux, ca în mitologia greacă. La început s-au înțeles, apoi s-au certat. O să vedeți ce scrie la un moment dat Mihail Bejan, prietenul fostului prieten Iosif Vulcan. Și am fost absolut lui să constat că era la un pas să se ia la duel. Asta am găsit ulterior în revista Familia, mult mai târziu. Dar sunt doi oameni echilibrați, doi oameni maturi, nu dau cinstea pe rușine, ca să spun așa. Poate că Iosif Vulcan a înțeles. N-am să vă povestesc acum care au fost vestiarele. Că atunci nu credeți că înțelegerile între oameni erau mai stroce decât sunt astăzi, nici pomeneală. Văd, apropo, cineva spunea înainte că păcat că nu sunt elev. Mă bucur că nu sunt elev din două pricini. Dacă erau elevi, îi vedeam cu ochii în telefoane de când intrau până ieșeau, de apoi, după jumătate de oră, a fi avut loc hemoragia. Ieșea unul câte unul și nu mai știa unde suntem, aici sau într-o gară. Așa, revenind la chestiune și la secolul XIX și ambiața în care se formează Pierre Bejan și opțiunile lui de intelectual. Iată, un intelectual nu cu fund în două luntri, ca să mă spun vulgar, ci un om pragmatic. Ce era de făcut în condițiile respective pentru a sluji neamul? Ce puteai face? E întrebarea. Sigur, puteai ieși în piața publică cu steagă în mână și cu pistolul în cealaltă și te ducea la Seged la închisoare. Și cu asta se rezolva chestiunea. Și poate că apăreai într-o notă de ziar că te-ai revoltat împotriva regimului maghiar și cam atât. E bine, atât Mihail Bejan cât și Iosif Vulcan au mers pe varianta pragmatică. Și am să vă dau, m-am să vă trimit la 1872, când în cadrul societății Petru Maior, unde activau amândoi, Iosif Vulcan ține un discurs și în fața studenților români îi întreabă, știți voi ce căptăm noi aici? Știți voi de ce suntem aici? Știți voi care sunt energiile care ne stimulează pe noi toți să publicăm și să cerem dreptul și așa mai departe? Etice. Și întreabă retoric de mai multe ori chestia asta și răspunde tot el, conștiința națională. Conștiința națională, spune el, stă la temelia existenței unei națiuni. Iar o conștiință națională, cum să vă spun, nu o creezi într-un sezon. Trebuie să muncești mult. Toate revistele care au apărut în Transilvania au clădit această conștiință națională. Și știți care a fost efectul? 80 de ani ar fi avut Mihail Bejan la 1918. Putea să fie acolo. Și totuși a murit înainte. E bine, efectul, acestei munci colosale a fost punerea de la 1918. Tot inteligența, elitele din generația Marii Uniri s-a format și s-a rănit din această publicistică. Să zic, de la primele publicații, Concordia, unde au colaborat și Iosif Vulcan și Mihail Bejan,
până la, știu eu, Tribuna Transilvania, Gazeta de Transilvania înainte, Telegraful Român, Tribuna de la Sibiu, apoi de la Arad, multe, Drapelul, multe alte publicații. Acestea au sădit, să spun așa, ceea ce numește conștiință națională. Sigur, pentru noi poate părea astăzi sintagma uzată, pentru că a fost folosită, nu-i așa, într-un sens ideologic abuziv, dar nu. E bine, oamenii aceștia chiar credeau. Câți ani avea în 72? 31 de ani avea Iosif Vulcan. Tânăr, absolut tânăr, că se putea cu orice altceva, vreau să vă spun. Și cu foarte mult succes. Mihai Bejan vine în publicistică mânat exact de acest feeling, secolul, cum l-am spus, spiritul veacului. Care este acest spirit al veacului 19? Vă spuneam că trebuie să înțelegem, coborând acolo cu gândul, nu de aici, de ziua care suntem. Este secolul în care spiritul național se afirmă viguros, în care se schimbă paradigma istorică. Paradigma istorică ar ținea de absolutismul monarhii francez sau de spiritul imperial vienez. Acestea se erodează și își fac loc pe scena istoriei statele naționale. Două mari state naționale apar pe hartă Europei acum, care vor face, fără îndoială, istoria secolului care va urma, cel puțin unul dintre cele două state. E vorba de Germania, Bismarck, sigur, Italia, apoi. Și România noastră, așa cum s-a putut, mă rog, în mai multe etape, trecând de la 1859 la independența de la 1877-78 și apoi, sigur, devenim Regatul României din fericire, 1881, pentru că, în percepția mea, a fost un loc absolut chiar să avem un astfel de rege care a fost Carol I și care a zidit România modernă. E bine, pe acest fundal, Mihail Bejan se apucă să publice primele articole unde? În Aurora Română. Aurora Română, să nu vă tipuiți că a fost o publicație care a apărut în Regatul României. Nu. Aurora Română, alături de alte publicații de fanion, să zic așa, din publicistica românească, apare la Pesta. Oror, în 1863, în alfabet latin, o publicație beletristică. N-am să vorbesc despre programul acestei publicații, n-am să vorbesc despre Inocente Viculescu, cel care a fost patron, doar mă voi referi punctual, dacă mai permiteți, dacă se mai poate, asupra spiritul de publicist al lui Mihail Bejan. Și încercam să mi-l închipui pe Mihail Bejan, văzându-i chipul acesta cu mustața răsucită ca un Juncker. Ce căuta acolo? Tocmai terminase dreptul, colaborase la Concordia, avea totul deschis în față, se gândea probabil la meseria lui și ce-am constatat eu? Este un excepțional reporter de atmosferă. Reportajele de atmosferă din carte, dacă ar fi fost un elev aici, dar dacă sunt doamne sau domn profesor, o să le sugerez să le ia câteva cărți, să le ducă elevilor ca să vadă ce se vadă. Să vadă, de exemplu, cum se prezenta o tânără domnișoară la un bal în anii 1860-70, ce însemna atunci să fii domnișoară, ce însemna atunci să fie teamă, fetele aveau o groază teribilă de cifra 20. Știți de ce? Doamnele, deci, pentru că ferească Dumnezeu ca o fată să ajungă la 20 de ani să fie nemăritată. Da? O să vedeți cu câte, cum să vă spun eu, cu câte delicatețe reușește Mihail Bejan să descrie, așa, vreți să știți dacă se poate călători în timp, citiți aceste texte publicate de Mihail Bejan în Aurora, nu știu, să vedeți că se poate călători în timp. În trecut cel puțin se poate. Și veți avea o panoramă cum era lumea acum 160 de ani. Cu inocențele, cu unele desuete, cu tot ce însemna atunci existență zilnică.
Apoi veți găsi alte reportaje de vizita lui Franz Ferdinand, împăratul, la Pesta. Veți găsi apoi ceea ce m-a emoționat foarte mult, descrie două baluri ale studenților români de la Pesta. E bine, studențimea românească, cum să vă spun, mediile studențești românești de la Pesta erau foarte bine ancorate și știau foarte bine despre ce este vorba atunci când venea vorba, când trebuiau să adopte un crez față de națiunea din care făceau parte. Nu erau deloc timorați. Nu le era rușine că sunt români. Acum, dacă un român, după 90, Vasile Dezafinescu are un studiu, ura românilor față de ei înșiși, ura la români, dacă nu mă înșel, Nevroza Balcanică este acest studiu, în care spune cât de mult ne urăm noi ca români, mai ales atunci când ieșim din țara noastră și încercând cu orice preț să uităm ce suntem. Fenomenul renegațiilor era foarte prezent în epocă, știți foarte bine, iar Iosif Urcan, prin revista Familia, acest fenomen al renegaților încerca să pornind la premiza că prima dată îți uiți limba și apoi îți uiți neamul. E bine, Mihail Bejan n-a fost un român care s-a bătut cu cărămița în piept. Și dați-mi voie să spun că îi sfidez pe asta și că n-am încredere în asta de români. Cei care adoptă un naționalism de ăsta sfărăitor. Sunt cu totul penibil, să spun așa, și fără credibilitate. Găsim acest atașament sau putem, cum să spun eu, să prețuim acest atașament față de poporul tău atunci când ați asuma atașamentul acesta, poate fi un risc. Abia atunci, într-adevăr, patriotul poate fi aplaudat. Mihail Bejan și generația lui, repet, în secolul 19, un secol în care mai ales a doua lui parte, ideea națională izbucnește în toată Europa, este un astfel de exponent. Un gânditor francez, spre extrema dreaptă adevărat, Joseph de Maistre, spunea, domnule, nu mai găsești în Europa, nu mai găsești oameni, spunea el. În schimb, găsești francezi, italieni, englezi, germani. Ideea aceasta de a dispărea omul și de a apărea personajul cu identitate etnică a amorsat această trecere spre Europa națiunilor, cu tot ce a însemnat asta bine și rău. Despre ce aș vrea să vă mai spun, punctând anumite chestiuni, fără să încerc neapărat să fiu coerent, pentru că nu mi-am propus să vă țin un discurs sau o lecție de filozofie a istoriei nici despre secolul XIX și nici despre jurnalismul lui Mihail Bejan. Nu este un mare prozator, să fim lămuriți. În schimb, ar putea spune că este un pionier și îmi pare atât de rău că a renunțat după un prim articol. Este un pionier al criticii literare românești. Apare în volum cu un text critic despre muza română. Ion Iovița scoate Muza română, în care discută despre scriitorii momentului 1864, prozator, poeți. Bine, un tânăr de 25 de ani își permite să se ia de brăcina cu marele nume ale momentului, fără niciun fel de timorare, astfel încât Marinescu, de exemplu, scrie o replică la textul lui critic și alții, Vicențiu Babeș, se supără pe el. A avut Cristin, ca să spun așa, avea vână de critic literar și spunea clar, dacă apucăm să ne lăudăm unii pe alții și să ne batem pe umăr, ce buni suntem, asta este un semn de slăbiciune, de spirit provincios. Și din literatura română, ce vor ieși numai buruie. E momentul să spunem ce valoare fiecare și să asumăm acest lucru bărbătește.
Din păcate, este singurul text de analiză critică literară din volum. N-am mai scris ulterior în Aurora Română și nici după aceea. Și asta este, cred eu, putem vorbi de un Mihail Bejan, un critic ratat în fașă. Un critic literar ratat în fașă. Apoi, sigur, ca dovadă că n-au purta rancâră, Mihail Bejan și Iosif Vulcan, după incidentul care a avut loc în 1864 în casa directorului publicației, n-am să vă vorbesc despre el, pentru că ține de, cum să vă spun eu, orice mediu spiritual are cearceafurile mai puțin curate. Ține de această chestiune, nu e momentul să vorbim despre asta. Și nici nu e important, să spun așa. E un mic, cu toții putem avea derapaje, nu-i așa? E bine, ulterior, îl găsim în revista Familia cu târziu, la început de secolul XIX, 1901-2, cu cinci texte literare, proză scurtă. N-aș putea să spun că te dă afară din casă textele respective, dar încă o dată, sunt scrise de un om care, decât să și consume timpul la berărie, scria. Ori asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă să fii demn de un destin la care te gândești după ce nu vei mai fi. Acesta este Mihail Bejan. Cum m-am apucat eu să dau mâna cu Mihail Bejan? Simbolic, firește. Cum m-am apucat eu? Domnule director, în 2019 s-au sărbătorit 190 de ani de la prima publicație în limba română, Curierul Românesc, care apare pe 29 aprilie 1899. Deci, la peste 190 de ani, la Iași a avut loc Congresul de Istoria Presei pe acest subiect. Și la congresul respectiv m-am dus cu un studiu despre Aurora Română, unde l-am găsit pe Mihail Bejan. Apoi, domnul director, anul trecut, m-a tras de mâine, că a zis, băi, tu te-ai ocupat cu asta. N-ai vrea să vezi ce texte a scris el și dacă au o anumită valoare? Atunci m-am apucat efectiv să-l traduc din română în română, pentru că textul acesta este altfel decât textul de limba română din urmă cu... Altfel se scria la 1863. Și astfel a ieșit această carte, n-am pierdut timpul de pomană, dimpotrivă. Cum să vă spun, am făcut un gest firesc pentru memoria culturală a Lugojului, care recuperează după ce distinsul profesor Stan a făcut înainte cercetările și a scris despre Mihail Bejan și oarecum, pentru că sunt bihorean, și am restituit și un fragment din memoria Bihorului. A ieșit această carte, eu sper să citiți, repet, dacă uneori vă repugnă vremea în care trăiți și simțiți o anumită silă, atunci vă rog să călătiți în timp și să citiți aceste texte care au savoarea lor, vreau să vă spun, și din care puteți afla cum arăta o lume acum 160 de ani. Atât despre Mihail Bejan, mă bucur că am avut astăzi ocazia să mă întâlnesc cu idolonii, să zic așa, ai familiei Bejan, cu urmașii acestei familii, tot respectul pentru domniile lor. Și vreau să mai spun un cuvânt, dacă mi se permite, o carte de acum 3 ani, când a fost asta, să mă uit, din 2020, da? Traian Birescu. Și pașiul Traian Birescu au trecut prin Lugoș, a învățat în Lugoș, la un moment dat, și în Lipova. Apoi îl mai găsim în Lugoș ziarist, în perioada interbelică. E bine, acest Traian Birescu, despre care Banatul nu știa nimic, domnule director, eu l-am recuperat. Adică așa, nu spun cu vanitate, i-am găsit cam 100 de cronici într-o publicație orădeană, cele trei Crișuri, între 1923-1944. În aceste 100 de cronici găsiți ce? O istorie a Banatului interbelic. Texte despre Timișoara, dar și despre Lugoș, Caransebeș și Oravița, pentru că s-a întâmplat un fenomen. Acum, cât de bucuroși suntem noi că a avut loc unirea de la 1918? Foarte bucuroși. Dar s-a întâmplat un lucru pentru Lugoș. Știi ce s-a întâmplat pentru Lugoș? Dacă până atunci comunitățile românești existau și mă refer la viața culturală, în primul rând, în Lugoș, în Caransebeș,
și Oravița, pentru că Timișoara era ocupată, ca să spun așa, ocupată în ghilimele, nu la modul militar. E bine, după 1918, eforturile colosale s-au făcut pentru românizarea Timișorii, ca să spun așa. Căzând în umbră, Lugojul, Caransebeșul și Oravița. Iar vreau să trăiți acum într-un astfel de oraș, căzut în umbră. Citiți, dacă vreți, aceste cronici sau cele măcar în care Traian Birescu vorbește despre Lugoș. Mulțumesc mult pentru atenție. Da, și o precizare, am terminat liceul la Timișoara, liceul Silvic, și am avut plăcerea să mă întâlnesc cu doi colegi de clasă, oameni de nădejde ai Lugoșului. Este vorba de Iosif Crăciunescu și Simi Moată. Impresionant, domnule Ardelean, vă mulțumim pentru pledoaria dumneavoastră, care sigur ne-a deschis pofta de a lua această carte în mână și a citi. Dacă ne repugnă timpurile pe care le trăim acum, vom găsi un oraș frumos. La stânga, o masă lungă la care ședeau fruntașii vieții politice românești din Lugoș. Masa aceea, mi s-a spus, se numește Masa Poganilor, adică celor mai tari. Aici se întâlnește inteligența română din Lugoj, la bere în toate zilele, de la 6 până la 8 seara. Fiecare are locul său, ba chiar și bocalul propriu. Poftit cu amabilitate, am luat și eu loc la masa poganilor, unde petrecurăm pogani până târziu. Apoi a început petrecerea cu dans, care poate că ține și acum. Da. Mulțumesc încă o dată și Marina Bejan, domnul Zeno Bejan, Andreea, Simona Puținelu, domnul Mihai Bejan, soția domnului Mihai Bejan. Mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat și v-am simțit aproape în toată această perioadă, când ne-am gândit, am pregătit acest eveniment. Bineînțeles că fără domnul David și fără Daniela Florin,